sua massa la gorge et sur avocat. Heureux celui qui meurt au jour qui est né. Trois fois heureux celui qui meurt avant qu'il soit né. Quel est cet homme à la mort envoyé? C'est absolument unique et original. Et c'est ça qui est aussi tellement rare chez un compositeur, d'être tout à fait comme personne d'autre, même si par moment vous pouvez dire « Ah, ça semble à ça ou ça ». Sûrement, il ne connaissait pas, je suis sûr qu'il ne connaissait pas l'américain Charles Ives. Mais la fin d'Édipe est absolument même esprit de apothéose, mais d'un contrepoint sans arrêt que la fin de la quatrième symphonie de Ives. Ça me frappe, c'est très, très intéressant ça. În mișcarea liberă a regăsirii timpului, naratorul caută adevărul lucrurilor și al faptelor evocate de ele. Dacă această casă mai păstrează ceva din ecoul unui pian sau al unei violine, muzicianul se află încă pe aici. E straniu să regăsești, în tăcere și nemișcare, spiritul locului. Odinioară, gazda își primea în acest salon colaboratori, prietenii apropiați, admiratorii pentru audiții muzicale intime. Dar el nu mai era acela care la întrebarea „Este omul mai tare decât destinul?” simțise că se poate răspunde „Da, este.” Spiritul locului, o casă deschisă ca o biserică. După muzica luptei cu Sfinxul destin, după Ödip, muzicile memoriei, mai mult atmosfere sonore decât sugestie descriptivă, cresc din vechi impresii, fac trup cu spiritul. Firesc, ele se așează pe o vioară simbol. Nici urmă de aluzie folclorică. Lăutarul este un personaj internațional. Documentul cinematografic, atâta cât mai există el în arhive. Tainic și liniștit, compozitorul lucrează.
din anii războiului rămăsese acasă. Apăruse des pe podiumul de concert ca violonist, pianist, dirijor. Detestă fascismul. Nu ignoră dezastrele războiului, încearcă să le înfrunte. Ce va aduce pacea? Treptat, România va fi înghițită de marea comunismului. București, 1946. După 7 ani de despărțire, reîntâlnirea cu Yehudi Menuhin. Fiul său spiritual trebuie să fie aflat decizia inflexibilă. Proiectul turneului de concerte în America va fi prima etapă pe drumul privilegiei. În America, renumele compozitorului era statornic. Însuși Gustav Mahler îi dirijase la New York suita întâi cu celebrul Preludiu la unison. Dar la 69 de ani, după sărbătoria celebrată la Carnegie Hall, din ce în ce mai bolnav și mai obosit, muzicianul român revine definitiv în Franța, țara sa de adopțiune. Meudon Bellevue, cealaltă reședință permanentă din Franța. Localitatea seamănă cu Sinaia. A început perioada sa de declin fizic, perioada în care Enescu renunță treptat la activitatea de violonist, trece mai mult pe o activitate de pianist acompaniator, după care devine profesor în Statele Unite, la Mannes School of Music, bineînțeles continuă cursurile pe care le susținea la Paris și în urma unui recital cu Thibaud în ziua de 13 mai 1949, Enescu începe să socotească cariera sa de interpret încheiată. Să vezi, Enescu este o legendă, o realitate. Légende parce que son nom, son auréole, existait beaucoup plus loin que sa propre personne dans un sens. Lui-même, il était un homme très simple. Être son élève, c'est une manière parce que rapetissant un peu la chose. Je veux dire que on n'était pas son élève. On pourrait dire qu'il était plutôt votre élève, dans un sens. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que j'ai appris, parce que lui, il apprenait. Je veux dire, lui, c'était pas quelqu'un qui vous disait, il faut faire ça comme ça, il faut jouer ça comme si, vous devez prendre mes doigtés, ou je sais pas, mes coups d'archet, pas du tout. Il se mettait au piano, il était un pianiste extraordinaire. Il se mettait au piano, il jouait tout avec vous. C'était une expérience vécue, une manière d'être. De tous les professeurs, de tous les maîtres, j'en ai eu quelques-uns d'extraordinaires, de merveilleux. Je pourrais dire que c'était lui qui m'a marqué, pour ainsi dire, presque comme si on prenait un couteau, comme un sculpteur qui, avec cisèle, pour ainsi dire. Mais sans le faire, c'est tout simplement d'être. Avec lui. Cet homme était au piano et jouait avec vous. Mar Editur Parisienne adună pentru viitor capodoperele maestrului. În România sosesc pe căi ocolite vești din Paris. Îi văd adesea. Familia Enescu nu mai părăsește locuința din Rue de Clichy. Cheltuielile erau prea mari la Bellevue. Vila a fost închiriată. Marele om mi se pare a fi obosit. Atât cât poate, dă lecții, dar mai dirigează concerte la radio și la BBC. Ce mare domn!
O lungă corespondență cu editorul Enoch, începută în 1898, se încheie în 1954. Scrisul despre care un grafolog rostise verdictul, un jupuit de viu, se alterează până la neputință. Rămâne ca o mângâiere adăugată a mii, prietene. Și o ultimă semnătură. A trăi, a respira, a gândi, toate acestea s-au convertit în muzică. Cette symphonie de chambre montre que Enesco, à la fin de sa vie, était un compositeur, entre guillemets, moderne. C'est de toutes ses œuvres, je pense, la plus avant-gardiste. Celle qui est la plus proche des recherches de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale. Et à ce point de vue-là, c'est l'une de celles qui a le plus influencé la jeune musique, notamment les jeunes compositeurs roumains. Aujourd'hui encore, lorsqu'on écoute la symphonie de chambre d'Enesco, par rapport aux œuvres précédentes, on est frappé par la modernité du langage. C'est-à-dire que cette modernité du langage, je vous l'ai dit tout à l'heure, a toujours existé, mais elle était cachée. Dans la symphonie de chambre, elle affleure. Este un punct, un capitol, un moment aparte, aș zice, din creația enesceană. Este momentul în care aproape că s-ar putea vorbi, dar nu în sens negativ, de anti-muzică. Este muzica aceea care nu folosește un germene pentru construcție, ci dintr-un germene se produce o dizolvare până la atomizarea moleculei pe care o privim. Este un demers muzical contrar celui obișnuit și evident că trebuie să fie pregătit interior, mă refer, nu muzicologic, interior, pentru a recepta acest tip de muzică. Este o muzică care solicită tocmai prin descompunere, prin destructivitate și prin nota extrem de neagră pe care o creează. Muzica de obicei creează lumină. Această muzică lui Enescu creează o pată de întuneric, dar este la fel de atractivă ca și reversul. Thank you.
Mi-amintesc că în 1955 ascultam la radio, sub bagheta lui Constantin Silvestri, acel memorabil concert în care Silvestri a prezentat de două ori Sinfonia de Cameră, după care toată tânăra generație de tineri compozitori a căzut sub această mare influență a Sinfoniei de Cameră, în care noi regăseam o sumă a tuturor aspirațiilor noastre la care nici nu visasem până atunci, pentru că nu cunoșteam această ultimă creație enesciană. Mi-amintesc că Marcel Mihalovici îmi povestea la Paris că Enescu, chiar bolnav fiind, mai finisa amănunte la această lucrare pe care o considera un fel de testament spiritual al său și la care a reluat, a polisat, așa cum Brâncuș își polisa sculpturile an de zile, a detaliat cele mai mici subtilități ale lucrării pentru a exprima exact ceea ce gândea el la apusul vieții și după ce a încercat an de zile să găsească cuvântul ce exprimă adevărul, ca să-mi amintesc de cuvântul eminescian, care se potrivește așa de mult. El își constituia partiturile pe măsura receptivității sale. El auzea hotărât într-o muzică de 7 ori mai mult decât un om obișnuit. Și atunci își constituia partiturile așa încât să-l satisfacă pe el, în primul rând. Ca să-l satisfacă pe Enescu, nu era ușor, ajungea totuși la acest stadiu. Din momentul ăla însă punea un fel de paravan între el și restul receptorilor. Și cred că pentru desghiocarea sensurilor, pentru limpezirea acestui foarte important mesaj, va trebui să mai treacă încă timp. Au trecut 40 de ani de la moartea autorului, s-ar putea să mai treacă încă 40 și abia după aceea urmașii noștri să poată spune liniștiți, iată, în fine, Enescu și-a ocupat locul meritat. Doborât de suferință, foarte sărac, Enescu este ajutat de prieten să se instaleze mai confortabil. În camera 40 a hotelului Atala îi se dăruiește o ultimă bucurie. Un trist privilegiu pentru compozitorul Marcel Mihalovici și pianista Selinișa Ierișez, care îi aduc înregistrarea primei audiții publice a Sinfoniei de Cameră. Tema Sinfoniei vine dintr-un proiect notat în 1907.